Reprezentanții Partidului România Unită și-au prezentat în fața peste 400 de simpatizanți veniți din toate comunele județului Mehedinți, candidații la alegerile parlamentare din 11 decembrie. La eveniment a venit și Bogdan Diaconu, liderul Partidului România Unită. Avem obligația să ne batem să obținem un scor cât mai mare în 11 decembrie, pentru că tehnocratelor Cioloș, Soroș, vând România la bucată. Au scos la vânzare hidroelectrica, portul Constanța, aeroportul Rotopeni, Compania Națională a Hurilei, CEO Oltenia la, vor să scoată la preț de transfer de fotbaliști, 70 de milioane de euro. Problema noastră nu este neapărat că au venit străinii peste noi să ne acapareze. Problema noastră că am avut la București și la butoanele din țara noastră oameni dispuși să-și trădeze țara și poporul pentru 2 gologani. Pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie în Mehedinți, lista PRU pentru Camera Deputaților este deschisă de Cornel Stroiescu, iar la Senat, profesorul Constantin Stana este primul pe listă. Vedeți ce se întâmplă în județul Mehedinți. Munte de cărbune lângă termocentrală și acasus, 15 noiembrie, stăm în primul. Fără locuri de muncă, copii, tineri au plecat în străinătate să-și caute un loc de muncă, să trimită bani acasă. Și eu am trecut prin asta, dar m-am întors. Am venit și sunt aici, cu dumneavoastră, lângă dumneavoastră și cu îngăduința de a vorbi în numele dumneavoastră. Vorbesc în virtutea faptului că am ce spune. Foarte mulți dintre dumneavoastră mă cunoașteți, îngăduiți o glumă de președinte. Mehedințu are două categorii de oameni. Jumătate din mehedințeni mă cunosc, iar jumătatea cealaltă au auzit. Partidul România Unită se bazează pe principii naționaliste, iar cântecul popular nu a lipsit de la lansarea candidaților la alegerile parlamentare. Tânăra Nicoleta Iancu a fost cea care a sensibilizat audiența prin interpretarea unor piese autentice din folclorul românesc. Săracă țară bogată, mult ai mai fost răinată, Doamne ocrotește-i pe români! Am vârstat amarul crud, plânsul nostru-i tot mai crud, Doamne, ocrotește-i pe român. Am vârstat amarul crud, plânsul nostru-i tot mai crud, Doamne, ocrotește-i pe român. Liderii Partidului România Unită au anunțat că Victor Ponta este propunerea pe care viitorii parlamentari PRU o vor face pentru a prelua funcția de prim-ministru al României. În Mehedinți, candidații PRU se găsesc la poziția 9 pe toate buletinele de vot.